Hai cu bună dimineața, my friend. Nene, m-am trezit. Cred că am vreo jumătate de oră. N-a fost bine azi noapte. Mi-am făcut un cofitos la noul meu recipientus. A ieșit foarte ok. Mi-am pregătit aici niște borcane. Astea sunt șosetele. Băie, de ce ați venit în cadru aici? Stați aici după colț. Ideea care este, nu conduc niciodată de sculț și mă folosesc de șosete. Mi-am pregătit aici fasolea, asta am tocmai din Nemția. Mi-am mai cumpărat eu de aici, de la ei, dar nu are rost să le fac pe toate, mai am încă două. Am terminat aseară de așezat pe aici. Ca și idee, mi-am pus chestiile aici în... Cum să zic, am zis să fac o cutie din asta în care nu umblu tot timpul. Știi ce am descos de aici? Este laptopul, prosopul ăsta, m-am spălat aseară și a rămas la uscat. Acum l-am împăturit, l-am pus aici. Am sticlele astea de cola care o să trebuiască să iasă, un pic de juice din ăsta și restul lucrurilor nu le folosesc. Ideea este că pentru bidonașul ăsta o să vreau să-i găsesc un loc afară. Aici am pus tot ce ține de hrană, de mâncare, de gătit. Iar acolo am chestii la care umblu mai tot timpul, ca să zic așa. Aici am pus parasolarul și trebuie să-l fac și pe ăla astăzi, să-l lipesc, să pot să pun pe tot parbrizul. Aici am camera cealaltă care e tot timpul la îndemână, rucsacul, bineînțeles, o sticlă cu apă, scaunul și măsuța asta, știi? Ideea este, dacă eu vreau să ridic patul până sus, trebuie să trag toate cutiile astea cam 5, 7, 8 cm. Știi de ce? Pentru că cutia asta de aici atinge în asta și trebuie să vin cam până pe aici, undeva la 7-8 cm. Exact cât trebuie. Dar deocamdată nu simt nevoia să-l am ridicat. Aici mi-am pus o altă vestă, mai jos am aparatul de taxare pentru Cehia. Aici mi-am pus biscuiți și pipe. Aici am prosopul care îl folosesc pentru a mă șterge pe ochi, la îndemână șervețele dacă trebuie, din ăsta de folosit pentru mașină, vesta care o folosesc aproape tot timpul. Aici am tot la fel ca și tura trecută, hainele, șosete, tot ce trebuie, astea aici au rămas. Aici nu știu un pic cum să fac cu spațiul ăsta, pentru că de obicei aici îmi țin cafeaua și toate cele, știi. Să mai vedem acolo care e treaba. Bidonul ăsta vreau să-l fixez astăzi afară, după cum bine am zis. Pentru că în cape și înăuntru jos acolo, dar e puțin mai provocator, ca să zic așa, știi? Și vreau să mă pun încet, încet să fac o ciorbă. Uite, este ora 8 și 10 minute aici. Acasă este ora 9. Liniște, liniște și pace aici. Au, ce fain e. Pe acolo este ceva apă jos. De câte panouri solare au aici. Vine și soarele imediat. Și asta un pic așa, și asta un pic așa. Și acum scot toate lucrurile astea frumos afară. Avem aici una, asta aici. Asta o să trebuiască golit. De camera asta nu avem nevoie. Și îl punem aici. Pe domnul rucsăcel aici. Și îmi pun aici scaunul. Scot frumos și masa de aici. E la fel ca la Decathlon, știi? Adică este același preț și e același material, aceeași chestie, frate. Numai că, nu, aici e diferită. Da, o să o las aici. O să scop pe partea cealaltă. Hai să mai luăm o gură de cafea, păi da.
Ah, excelentus. Am tăi să mă coborus. Pam, pam. Să fie cald astăzi. Asta e, nu avem ce face. Param, pam, pam. Și pun aici fain, frumos, elegant scaunelusul. Ia să vezi ce frumos facem aici treaba asta. Deci soarele vine pe acolo, se duce pe dincolo și ia pe partea alaltă. Ah, e ok. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Asta jos. Așa. Ah, să mă duc să iau și măsuța. Cât vezi cu ochii, numai camioane, frate. Te scot așa frumos și măsuța asta. Pac. Pac. Pac, pac, pac. Excelent, bobiță. Să închid aici. Butelia. Aici am lergutul, știi, pentru Nemția. Și pe doamna butelie punem frumos aici. Deci dacă zic unde am găsit ăsta, capacul ăsta, o să zici că nu e adevărat. Când am fost în vacanță, l-am văzut pe jos. Mergeam spre mare, când l-am văzut era așa. Și zic, mamă, zic că l-am trebuie. N-ai să crezi. Foarte important ăsta. Știi de ce? Dacă te oprește pe Nemția și te caută mai amănunțit, am chestia aia, știi? Și nu mai e problemă. Trebuie să punem ăsta cumva așa. Mă dai pace că bine a fi. De aici am nevoie de ăsta. Prima oară când folosesc butelia, se jură ăsta, ca să zic așa, știi? Bun. Și aici o măsuță. Aici un scaunel. Bun. Și-mi trebuie, dar nu știu dacă e pe partea asta. Știi ce am făcut? Am băgat apă în ăsta și văd că rezistă. Asta e doar așa, să mă pot spăla pe picioare pe astea, știi? Ia să văd unde-o fi. Aia nu e aici. Dincolo. Să-mi fac rost de o cutie mai înaltă din aia de carton, știi? Hai, sper că n-am nevoie de... Ah, nu am nevoie, uite aici este. Trebuie o altă cutie din asta, mă, pentru că asta s-a distrus, frate. Știi? Punem așa. Ceva de genul. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Ok. Și acum îmi aduc fain frumos asta de aici. Pot pune ori aici, ori jos, că nu are nimica. Așa. Și aici avem pitas. Asta am luat aseară cu semințe, cu erbicide, cu de toate. Aici un din ăsta. Aici am ăsta pentru apă. Pac, pac. Și în ăsta o să pun apă.
Am legumele alelalte. Am aici și tocător din ăsta. Treaba e bună, bro. Dar cum să nu? Asta cred că ar sta mai bine jos. Dar lasă aici că nu mă deranjează deocamdată. Am mai pus să pun niște apă. Să desfac fasolea și să o pun să fiarbă. Ea oricum este fiartă, dar ar trebui să o mai fierb așa în vreo două ape, știi? Până atunci las un pic și camera la încărcat. Aici am legumele alea, oricum nu le mai, adică o să le folosesc acum o dată și gata, cât o să meargă din ele. Aici știi ce am? Am ciolanul ăla, o să dau asta mai încolo și să schimbăm centrul de gravitație aici, așa, asta aici, stai că mai trebuie să mai iau ceva. De aici asta. Am spălat un pic fasolea, am clătit-o. Opa, așa. Stai să fac mai mic un pic aici focul. Au, au, au. Exemplarul, snele, mamă, de când vreau să-mi cumpăr o masă din asta, bro. Io, ce bine că am reușit. Da, mă, dar se asortează, nu? Aici, fii atent, am un ciolan. De când am plătit parcarea aia de acolo, mi-au rămas niște bonuri din alea, ca să zic așa, știi? Și vreau să-l... Punem asta aici. Vreau să-l desfac. Așa arată el. Am mai rost eu din el. Era foarte ca lumea crocant, așa, știi? Dar nu mai e crocant. Trebuie să-l deșurubez un pic. De pe aici astea. Și iată că o să pun și niște din ăsta. Șuric din ăsta. Și punem ăsta aici. Să-l tai așa mic. Așa. Pac. Pac. Am vrut prima oară să fac scăzută, știi? Dar nu am foarte multe recipiente, mai mi-ar trebui ceva borcane. Și ar trebui să, da, pot să le prăjesc și în asta aici. Uite aici așa frumos. Pac, pac. Fierbe un pic, mai fierb o dată și după aia o las. Nu fii atent câtă carne e aici, bro, n-am ce să fac cu atâta, îți dai seama, nu? Să iau și o să tot scot așa de pe el. Tai aici frumos. Bună! No, bre, Nea Vasile, ce faci cu asta? Cine știe, bro, are și-l treaba lui aici. Așa. Ieși, era o muscă din asta.
Ia uite ce fierbe fasolea acolo. Și pun aici. Și pe asta. Așa. Stai că și sting focul ăsta că... Așa. Trebuie să scurg asta un pic. Punem asta aici. Asta e și tu cumva. Ideea știi care este? Că vreau să mai încurez de pe carnea asta cât mai pot așa. Și după aia o să pun iarăși la fiert. No, cam atât am obținut. Vreau să mă duc să-mi iau... Uite, vezi, deja vine soarele. Vreau să merg să-mi iau de aici niște oil. Vreau să termin sticluța aia mică, unde este, uite aici. Așa. Așa, sticla asta. Asta așa să modific un pic aici. Asta jos. Pe doamna fasole o punem aici. Asta vreau să-l desfac. Să văd dacă reușesc. Ce vorbești, bro? Așa. Așa, da. Bun. Ce bine miroase. Mamă, dar ce bine s-au păstrat, frate. Super. Un pic văd că se lipește, mă enervează. Trebuia să fiu făcut eu un tigaie, știi? A, dă-i pace. Da, păi așa un pic de gust, știi? Să o să pun niște din asta. Mamă, poate cade fasolea, bro. Stai că-mi trebuie urgent niște apă, bro. Stai așa. Wow, nu prea m-am organizat, nu-i problemă, ne facem din mers.
Așa. Să punem și niște din ăsta. Tu la evetă, stai că luăm cu foc pe aici. Așa, Bobs, asta era. Hai că ai mai dat și pe jos. E bine, mă, nu-i problemă. E focul ăla prea mare, mă, zic eu. Asta se întâmplă. Butelia asta nu știe să ardă mai încet. Așa, asta aici. O să mai punem niște apă, oare? Nu, nu cred că e necesar. Ba, da, mai punem puțină apă. Dar stai să pun și legumele, mă. Stai așa. Aici, nu știu ce legume sunt, din astea. Habar n-am. 14 verdețuri a pus ăsta aici. Ideea e că nu le pot păstra, că se fac ca apa, așa, știi? Asta e. Avem ce face. Mamă, ce bine miroase, bro. Mazăre. O grămadă din astea, nu știu. Sunt multe. Da, așa că... Dar ce tot mai fac eu cu lingura asta, bro? Bagă aici, așa. Pune așa la ochi. Așa, mai pune câteva, mai pun? Da, mai pune, da, mai pun, gata. Ajunge atâtea, ajunge. Ia uite, tuțichii, tuțichii din ăsta, știi? Ia stai. A, e suficient, mă. Da, mă, e ok. O să mă duc să mai pun, să iau niște apă. Asta trebuie să-l pun tot aici. Așa. Punem asta aici. Ok. Trebuie să mai punem niște apiță. Ce vorbești, mă, că se încălzește acum de nu știi de tine. Io barac. Bun. O să las să fiarbă. Trebuie să și pun. Unde e capacul? Uite-l aici. O să las să fiarbă bine astea. Dar de fapt cred că aș putea să pun și carnea aia, nu? Păi dar nu fierbă toate aici. Dă-le încolo. Tot atâta. Bagă bro și asta aici. Așa. Aia era Vasile, excelent. Punem așa. Facem aici o mestecăreală. Aici ce frig ăsta, frate. Da, mă, cum să nu. E perfect, eu mai bag o lingură din asta de roșu, din asta. Aia era, gata. Pune capacul. Aici. Da, un pic mai încet vreau să fac focul ăsta. Parcă tot am impresia că e tare. Lasă să fiarbă, bro. Mă pun să spăl astea. Pac, 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 pac. Să pregătesc borcanelele. Pac, pac. Și aia e. Treaba e bună, maestre. Ia fi atent.
perete, așa că nu știu unde să pun asta. Acum parcă s-a oprit din fier, bro. Dar arată bine și crede-mă, și miroase bine. Trebuie să fac asta un pic mai tare. Să punem asta înapoi. Hop. Fierbe așa de fier, știi? Dar parcă cam încetuț acum. Gata, am dat volumul mai tare. Ia uite. Oi, 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 ce bine miroase, bro. Am pus, m-am spălat alea. Mi le-am pus aici frumos înapoi. Am mai lăsat sare, am pus puțină sare. Mi-am spălat ăla de cafea. Chiar la ăla de cafea să zic o chestie. Fii atent. Băi, terminați mă cu mașinile astea la ora asta. Prea devreme. Deși, atent, eu mi-am făcut cafea. Stai așa să mă pot urca aici. Stai să-ți arăt o chestie. Ce mi s-a părut destul de ciudat. Deci eu mi-am făcut cafea dimineața în ăsta, da? Acum l-am spălat, da? Deci când am făcut cafea, l-am pus pe zi, pe butelie, la foc. No, explică și mie cum a rezistat eticheta asta aici, bro. Deci este o etichetă din aia de hârtie. Cum a stat asta aici dacă eu l-am pus așa pe butelie? Ciudat, nu? E și foarte bună cafea la ăsta. Ideea este că am găsit la ei Ili din asta, știi? Unde ești? Fii atent. 5 euro au fost, 250 de grame. Foarte ok cafeaua. Foarte, foarte ok. Mai am și niște Jacobs din ăla. Chiar mi-ar fi plăcut să mai iau. Da, nu. Trebuie să mai iau. Stai să pun ăsta înapoi. O duc, stau afară la aer, bro. Uite aici, trebuie să facem treaba asta. Ca să nu vină Sorelis. După masă vreau să-mi fac și chestia asta cu priza. Știi? Ca să... Am luat cablul ăsta. Mi-am mai luat o priză din asta pentru mașină. Și vreau să-l tai. Și ca să-l pot scoate afară. Știi? Când stau, să stau acolo frumos. La măsuță. Și să am acolo totul. De asta mi-am luat și prelungitorul ăla pentru... Ăsta de încărcat pentru laptop. Știi? Știi tu. Hai că miroase bine, nene. Păi da. Exact ce trebuie. Ia uite. Au fier destul aici. Bun. Să punem aici capacul. Să opresc focul. Și să pot să o iau de aici. Un pic așa o să o las să se răcească, știi? Adică un pic, nu mult, pentru că trebuie să o pun destul de fierbinte. Deci ăsta e cu ăsta. Stai că nu vreau să încurc capacele, știi? Că după aia nu se mai potrivesc și e mare bai. Și le punem aici. Uite așa. Ăsta e cu ăsta. Și te-au pornit motoarele, frate, s-au încălzit. Să le iau și pe ăsta. Bun. Să iau și ăsta, că s-a uscat. E super ok. Să-l punem aici, la locul lui. Lăsăm aici și borcanul ăsta cu capacul lui. Ăsta nu cred că mai îmi trebuie. No, cam așa o să rămână.
Hai să iau ăsta, că nu mai îmi trebuie, să-l pot pune înapoi. Ce fain aici este că îi liniște, știi? Nu ți obosește nimeni creierul. Așa. O să închid aici. Ia badabadu. Ok. E plin, mă, de camioane până încolo pe drum. Plin, plin. Asta ar trebui să-l desfac, dar cred că e destul de fierbinte. Uite că a mers. Butelia asta mă ajunge foarte mult. Oricum eu trebuie să mai merg o tură acasă până de sărbători. Și nici nu o voi mai lua cu mine. Așa, de să pun asta înapoi. Foarte important asta. Fii atent cu garnitură, cu tot ce trebuie, bro. E important să ai asta în primul rând pentru siguranța ta și în al doilea rând pentru... pentru poliție. Asta normal trebuie să meargă pe invers, așa. Bă, nu așa, da. Gata. Am pus folie pe ea și am pus niște scoci și un sac din ăla de gunoi, pentru că atunci când prăjesc sare pe ea, știi? Și așa mi-e foarte ușor să desfac ăsta, l-arunc și butelia este destul de curată. Până atunci, ce să zic, mai stau un pic să se răcească ciorbița asta. Și după aceea să o pot pune în borcane. Ia uite. Ce vorbești, bobiță? Ciorbă de fasole cu mazăre, cu din ăla cu, nu salată, mă. Cum îi zice, mă, la ăla de mânca, pe ăla din desene, frate? Așa, mă, spanac din ăla, exact. Trebuie să mai mut un pic. Așa. S-a încins betonul, frate. O mai las așa un pic. Și mă pun după aia să le pot pune în borcane. Cooperativa agricolă. Băi, frate, acum e provocarea provocării. Băi, iarăși am uitat să-mi iau, mă. Tot timpul, tot caut să-mi iau un polonic, dar nu așa de mare ca și ăsta, știi? Unul mai mic. Nu găsesc, nu găsesc, uit! Hai să iau ăsta și cu ăsta și să mă apuc să le pun, pentru că e vremea, ca să zic așa. Dumneavoastră stați aici, puteți să suportați acest capac, vă mulțumesc. Hai să vezi. N-ai ce face, e un pic fierbinte, dar trebuie să pun aici neapărat. Ai, 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 ai. Treci, mă, aici și tu, dacă vrei tu neapărat aici. Mamă, gata, nu mai pot să-l țin. Ioi! Asta trebuie să-l înfiletez. Așa. Tura trecută l-am spălat pe unul și mi-a crăpat în mâini. Și ăsta-l punem așa și așa rămâne. Bun. Haideți și dumneavoastră, vă rog, cu capacul. Super. O să le șterg eu după aia, vezi de treabă, că acum nici nu mă mai ating de ele. Așa, și invers. Iuba rubas, bravo, ai reușit, super. Și aici mai trebuie să pun. Bă, dar lemnul ăsta tot aici stă. Așa.
asta cam jumate ar trebui, cam așa. Hai că e ok de pace. Stau să-l mănânc primul. Ieși. Oricum nu pot să, dacă-l umplu, oricum nu pot să-l mănânc pe tot. O să rămân așa ăsta. Și ăsta care a mai rămas, o să golesc în asta. Nu am nici castron, din păcate. Asta, ui. O să golesc aici și o să mănânc de aici. Nu stai să și punem acolo. Hopa, ce s-a auzit. Uite așa. Cam așa. Și o să-l punem aici. Și o să mă pun să mănânc acolo, știi? Asta vreau să le spăl acum, pentru că după aia se usucă și mă enervează. Băi, oprește muzica aia. Va veni cu muzica la ora asta, bă, frate. Așa. Pa-ram, pam, pam. Pa-ra-ram. Gata, de unul am scăpat. Te salut, domnul Polonic. Să mai vii când te-o chema eu. Așa. O să vărs aici, în asta. Unde să vărs? În altă parte. Uite, pun și pe ăsta aici un pic. N-ai ce face, bro, ideea știi care este? Că dacă nu-ți faci singur, nu-ți face nimeni. Adică nu o să vină niciun coleg să te întrebe. Păi eu te-am gândit să-ți fac o ciorbă de fasole astăzi, Valentin. A, zic, ce fain, bro. Știi? N-ai cum. Trebuie să-ți faci singur. Știi care este partea plăcută? Atunci când îți faci tu singur el, frate, parcă e mai bună. E o satisfacție, așa, nu, nu știu. Așa, punem ăsta aici să se scurgă. Pe domnul Polonic, haideți și dumneavoastră. Așa, ăsta nu mai stă aici, trebuie să-l duc dincolo. O să-l punem aici, da, cred că-l și șterg. Și-l și pun la loc. Pac. Și pac. Și gata și cu domnul Polonic. Noastră, stați aici un pic. Mulțumesc. Așa că vreau să mai dau aici pe exterior. Nu, așa, da. Asta e curată, n-am de ce să o mai duc acolo, dă-i pace. Bun. Și dumneavoastră rămâneți tot aici. Și cu asta basta. Asta aici. Dar nu închid asta că o să mai am nevoie de pe... După ce mănânc, să pot să pun și ăla. Am văzut coș de gunoi. Chiar mă uitam unde arunc atâta gunoaie, frate. Este unul tocmai în partea aia, la sensul giratoriu. Îmi trebuie vinietă până acolo, nu mă pot duce. Și mai am unul în partea alaltă, la trecerea de pietoni. Pare cam aceeași distanță, bă, nu pare mai departe acolo. Dar cred că o să aleg distanța mai mare. Știi de ce? Pentru că mai circul, mai merg pe jos. Dar mai întâi să mănânc, frate, să mă încarc cu puțină energie, știi cum zic? Mă pun acum frumos, mănânc. Alea le mai las acolo un pic, să nu dau peste ele, sau să bată vântul să cadă. Și să vezi după aia distracția pământului. Ia, haideți un pic cu mine, vă rog frumos. Veniți? Haideți. Aici. Pac. Oi, 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 ce fierbinte. Și ăsta aici. Nu, stați acolo, liniștiți. Trebuie să fac aici un pic de relax. Ăsta aici. E bine, nu? Da, 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 nu. Am crezut că s-a încins și s-a întâmplat ceva, știi? Să punem aici cafeaua. Seara nu ne trebuie, dar trebuie să pun ăsta așa să nu le vântul. Bidoane, toate astea, lasă că strâng după aia ăsta, vreau să-l și pun, că s-a răcit. Mare atenție cu ăsta, să
să fie răcit când îl pui aici înăuntru. Aici am lergutul ăla, frate, care trebuie să-l duc în Germania. Băi, am o grămadă de sticle din astea. Bro, dar m-au zăpăcit muștele astea. Du-te tu de aici, ești nebună la cap. Vino la o ciorbă dacă vrei. Mai am aici gunoi, mai am și înăuntru un pic. N-ai ce faci, asta e. O, bobiță, stai așa un pic, ăștia pe muzică, pe dinală. Și ăsta e tot pe muzică. Ascult, ce ascult? Trebuie să bag și ăsta aici. Magic FM, știi? Am mâncat. L-ați deschis aici, că nu vine nimeni. Mamă, ce departe ăla, frate. Tu l-ai vedea unde trebuie să ajung. Ioi. Mamă, în sfârșit am ajuns aici, frate, la ăsta de gunoi. Păi ia uite-te, bro, cât e de mic ăsta. Unde să-mi pună toate plasele aici? Să le las jos mai bine. Dar păi n-am unde să pun toate aici, mă, frate. Dar nu știu cum să procedez. Așa. A, uite că am căput. Da, păi nu. Ăla dimineață de asta venise, mă, probabil, să adune gunoiul, știi? Am lăsat deschis acolo. Cine crezi că o să ia? Bine, mă, vezi de treabă. Ia uite, m-aș urca pe un bun bister din ăsta. Pe ăsta, ăsta mic îmi place, frate. Ăsta mi se pare așa, combinație tare de tot. Lucră ăștia aici, mă, ce să facă? La unii se mai dezvoltă lucrurile. Mamă, bine că mai este așa un pic de nor, frate, că mai obturează din, unde să mergi pe aici, pe trotuarul ăsta, mai obturează din soare, știi? Super mare Amazonul ăsta aici, am înțeles că e cu două intrări, habar n-am. N-am mai fost niciodată aici. Cum am pus să-mi fac priza aia mea, aia la brichetă, știi, cu cablul ăla? Și o să mai stau afară, că e de vreme încă. Cât? E abia 10 și un sfert. E foarte ok. Dar e nădușal așa, știi? Mai pe seară să vedem când intră cursa aia. Să mă pun frumos să mă spăl. Și să mă pregătesc. Iveco, nu mulțumesc. Cam despre asta este vorba.